depresă a USR Brașov. Mă aflu astăzi împreună cu colegii de-ai mei din tot județul să discutăm despre problema calității aerului și aș începe cu o trecere în revistă a situației din județul nostru și din municipiul Brașov. Despre problemele pe calitatea aerului se știa din anul 2007, de la primele măsurători. În 2014, când deja a început această perspectivă a infringementului, primăria trebuia să facă acel plan integrat de calitate a aerului, însă, de fapt, nu s-a întâmplat mare lucru până în perioada recentă. Ce am făcut după intrarea în politică? În 2018 am instalat primul senzor aici, la sediul USR, într-o zonă centrală a Brașovului, care a măsurat nivelul de particule, nivelul de poluare din Brașov, măsurători independente față de cele ale rețelei naționale a Ministerului Mediului, Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului. Datele de la Rețeaua Națională la acel moment fie lipseau, fie erau cumva puse sub semnul îndoielii, pentru că a fost și discuția cu mutarea stației de la ceasul rău. Prin urmare, un set de date independente a fost binevenit și mulțumesc presei pentru că a reflectat toate analizele noastre și măsurătorile din acea perioadă. La 2 ani aproape de la acel moment, sunt foarte bucuros că acțiunea noastră a produs niște efecte. Pe de o parte, s-a schimbat discursul public. Vorbim, într-adevăr, inclusiv la nivel de primărie, de o acceptare a problemei și de o înclinare înspre a găsi soluții, chiar dacă de multe ori se spune că nu avem pârghii. Avem un plan integrat de calitatea aerului pe Brașov, încă de un an și un pic, aprobat și în funcțiune. Prin urmare, s-au produs niște modificări. La nivel de minister, am făcut demersuri, astfel încât Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului să fie funcțională și să fie operațională în toate punctele ei. Există alocare bugetară în sensul acesta și mă bucur că, în urma demersurilor, ieri Ministrul Mediului Costel Alexe i-a chemat pe toți dezvoltatorii de rețele de monitorizare a calității aerului la o discuție pe tema cum putem să folosim în mod oficial aceste informații. Iată că buturuga mică răstoarnă carul mare, iată că un demers pornit cu un senzor amplasat la Brașov și cu altul la București a creat o adevărată revoluție, a creat o mișcare de informare și de reacție din partea cetățenilor și iată că la presiunea publică și autoritățile și-au schimbat și discursul și planul. Ce vom face în perspectivă? Despre asta vom discuta astăzi, pentru că atât la nivel de municipiul Brașov, cât și în județ, vom extinde aceste măsurători. Iar planul meu pentru primăria Brașov și pentru municipiul Brașov este să avem astfel de senzori la nivelul fiecărui cartier și să atragem și mediul academic în acest demers. Pentru că avem universitate la Brașov, avem cercetare la Brașov și ar trebui să implicăm mediul universitar astfel încât să avem analiză și prelucrare de date într-un stil științific și să învățăm mult mai multe lucruri din aceste date și din sursa acestor probleme decât știm la ora actuală. Pentru că la ora actuală vedem că există aceste depășiri, avem un plan de măsuri, dar acest plan de măsuri se aplică de un an și în continuare sunt probleme cu calitatea aerului. Prin urmare, ar trebui să facem un demers comun al autorității locale și al mediului universitar. Asta voi face când voi fi primar al Brașovului. Îi dau cuvântul colegilor mei să vă spună despre extinderea demersurilor noastre la nivel de județ. Mulțumesc, Alex. Politul Iparia Scăvescu, sunt candidat USR pentru funcția de primar al municipiului Codlea și am învățat foarte mult în ultimii doi ani de la activitatea sa. Alături de colegii din spatele meu, lansăm astăzi un proiect comun de monitorizare a calității aerului în câteva dintre localitățile importante ale județului, pe care sperăm să le extindem ulterior și mai mult. Motivul este foarte simplu, cel puțin noi la Codlea, am ajuns să nu avem încredere în modul în care autoritățile tratează problema poluării. Avem topitorii, avem un trafic greu care crește tot mai mult în interiorul orașului, având o centură, avem arderi necontrolate, am descoperit aspecte ilegale ale autorităților publice locale și de aceea am decis, încă de anul trecut, să ne lansăm o rețea paralelă de monitorizare, paralelă, de fapt, la nimic, pentru că la noi, la Codlea, ultimul studiu de măsurare prevenției aerului a fost făcut cu date comparative de la alte senzori din județ, în niciun caz de la ceea ce se întâmplă la noi local. Din acest motiv, am creat o rețea pe care primăria, pentru foarte puțin timp, a încercat să o aducă la Codlea și apoi a abandonat-o, strop de aer, împreună cu o rețea deja consacrată la nivel național și pe care o avem deja în Brașov cu mai mulți senzori, rețea
Ambiția noastră este să înțelegem realitatea locală, să provocăm administrația locală la a-și asuma un plan de măsurare a calității aerului începând din acest an, pentru că până acum nu am avut, după cum am spus, iar alături de colegii din județ să înțelegem cum efectul Brașovului se răspândește în toată area metropolitană și apoi tratăm și poluatorii din localitățile mai depărtate. Vă rog să vă ascultați pe colegul meu, Aurela Drache, care va prezenta inclusiv cu device-ul pe care astăzi îl aducem la apoi. Și apoi numele meu este Agache Aurel, candidat la Consiliul Județean și la Consiliul Local. Cum spunea și Ovidiu, la Codnea încercăm să implementăm două din aceste rețele. Puls.eco și rețeaua lui Radu Mătișan, Urat Monitorul. Tocmai pentru a avea o anumită relevanță în obținerea datelor, device-ul pe care l-am luat de la Urat Monitorul este un device-ul Intel, dar este extrem de eficient și senzorii din ei sunt de foarte bună calitate și sunt acreditați, omologați, iar deci are și un cablu, iar cu un cablu îl conectăm la curent electric, se fac niște setări printr-un browser, este extrem de simplu de utilizat, urmând ca imediat după ce este pus în funcțiune, să obținem primele date, iar având cele două sisteme în paralel, ne putem da seama care este cât de cât gradul de poluare. E adevărat că metodele de referință sunt un pic diferite, dar este la nivel de indicator. Evident, acum atât societatea civilă, cât și mediul politic se mobilizează și, cum spunea și Alen, dacă se implică și mediul academic, va fi foarte ușor, pentru că se vor putea obține acei algoritmi prin care datele să fie cât mai aproape de realitate și să fie de un real folos rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. Da. Mulțumim și cetățenilor din municipiul Codnea, care la felul nostru s-au mobilizat și au contribuit la efortul acesta de dotare. Sperăm să crească rapid modul în care cetățenii înțeleg și văd modul în care evoluează calitatea aerului. Și mai departe, vă prezintă și colegilor și din județ opinia lor. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor, cred că e un exemplu de, o spun, calitate de președinte a filialei județene, un exemplu de colaborare între filiale. Avem aici undeva ca 5 filiale, mai avem și altele care intră în această colaborare legată de rețeaua monitorizării calității aerului. Vom mai face astfel de acțiuni, mă bucur că suntem atât de mulți și astăzi vreau să vorbesc foarte puțin în calitate de reprezentant al filialelor Făgăraș și Victoria, deci din țara Făgărașului, și acolo, în fiecare loc, vom monta câte un senzor, finanțat de către, prin donații de către colegi din USR Victoria, respectiv USR Făgăraș. În ambele locuri avem probleme cu poluarea. Vom vedea în ce măsură reușim să obținem indicatori relevanți cu acest senzor, pentru că în Victoria special este vorba de poluare olfactivă. E o poluare foarte specifică și s-ar putea să nu, cu prima variantă de senzor, să nu detectăm exact ce dorim, dar cetățenii au cerut în mod explicit acum, cred că două săptămâni, în Consiliul Local, Primărie și Consiliul Local, să se monteze astfel de senzor. Am luat noi inițiativa, o facem acum, vom monta un prim senzor, dacă vedem că nu identifică tot ce ne dorim, vom lua în calcul alte variante, poate îmbunătățirea lui cu alt senzor de citire pentru altfel de poluare. În Făgăraș, de asemenea, avem o groapă de gunoi neînchisă, așa cum ar trebui groapa de pe dealul Galațului. Avem o platformă de la parcul industrial, unde încă se preselectează deșeuri și sunt duse în gropi, așa cum ar trebui, dar târziu și deja s-au luat în ultimii 3 ani, pentru ambele cazuri, s-au luat amenzi anual de la Garda de Mediu și destul de mari, undeva la 150.000 de lei, dacă mi-am amintesc, într-un an, 100.000 de lei în alt an. Deci, plus avem DN1, care știți, trece prin centrul orașului și cu siguranță traficul greu creează poluare. Vom vedea, cetățenii și în Victoria și în Făgăraș ne-au cerut în mod explicit să facem ceva privind poluarea. Întâi încercăm să o măsurăm, să o detectăm și vedem care sunt pașii următoare. Bună ziua! Numele meu este Nicolae, sunt cei de la USR Târnești, candidatul Alianța USR Plus la Primărie pentru Târnești și ideea de a participa într-un astfel de program este o idee de a avea informații pentru a putea
fi informat. Oamenii au nevoie să, să știe ce fac într-un, într-un oraș, cum e Zărnești, într-un oraș care industria a murit, s-a dus și acum avem ca o principală acțiune economică turismul. Trebuie să dovedim faptul că suntem într-un oraș curat, că orașul nu e poluat, chiar dacă are o industrie pe teritoriul său, dar care e moartă, care nu funcționează la parametrii de dinainte de 89, unde aveam peste 14.000 de oameni care lucrau în Zărnești. Acum, puțin peste 1.000 sunt angajați în orașul Zărnești, restul fac naveta în oraș. Și vrem să, să avem o, o idee clară despre ce reprezintă Zărnești, ce, care e nivelul de poluare, care e atracția Zărneștiului, apa, nivelul apei, vrem să implementăm și un sistem de monitorizare a apelor în Zărnești, pentru că sunt mulți care și-au deschis case de vacanță, dar care nu au contacte de salubritate. Și Bârsa vine poluată de, de, din zona aceea, vine, e plină de, de mizerii care sunt lăsate din curții și acelor case de vacanță. Fără, fără să avem o evidență, fără să avem informații, nu putem ști să, să facem o acțiune. Unde, unde e nivelul de poluare, dacă există sau nu. Asta trebuie să, să fie clar pentru, pentru noi. Un senzor ne ajută să luăm o decizie. Fiecare poate să îți pară, a, miroasă, dar poate să miroasă a diferitului, avem animale de câmp sau nu. Trebuie să știm care sunt, care sunt de, de poluare și, și nivel. Pentru, pentru, pentru. Bună ziua, mulțumesc Mirela Mari. Candidez la funcția de primar din partea Alianței USR Hărmai, USR Plus pentru localitatea Hărmai. Am intrat în acest proiect deoarece cartierul Liziera Brașovului aparține administrativ de localitatea Hărmai. Acolo problemele sunt foarte mari datorită mirosului persistent din acea zonă. S-a făcut împreună cu brașovenii și cu domnul Alen Coliban un demers civic. Urma să fim invitați la o dezbatere publică. Până în ziua de astăzi nu am primit nicio informație. Dorim să accesăm acest senzor pentru a primi cât mai multe informații despre calitatea aerului. În acea zonă, în zona industrială a localității Hărmai, în zona parcurilor, am dorit să implementăm și foarte mult ne-ar interesa și pulberea care s-a depozitat în zona Sâmpetrului de către cei de la CEC Brașov. Pulvere care ne afectează ca și locuitori ai comunei Hărmai de circa 3 ani. Nu este irigată și nu este, este un praf nociv radioactiv care afectează sănătatea locuitorilor. Noi ca și USR Hărmai, chiar astăzi, colegii mei participă la dezbaterea publică pe bugetul local. Dorim să impunem Consiliului Local Hărmai o mai bună funcționare și alocarea de bani pentru senzor și o mai bună implicare pe parte de mediu. Vă mulțumesc și dau cuvântul ca acolo. Numele meu este Emil Cec, reprezint filiala SCL a USR-ului și în același timp sunt și candidat la funcția de primar din partea USR. Noi ne-am aliat la această inițiativă la nivel județean pentru a, pe de o parte, pentru a stabili un dialog instituțional cu organele competente, în speță administrația municipiului Săcele, pe această temă și, pe de altă parte, de a afla exact care sunt problemele de mediu din orașul nostru. În mare parte, noi le-am identificat, sunt legate de poluarea care provine din infrastructura rutieră, asta reprezentând centura
Brașovului și centura Secerului. Pe de altă parte, suntem și noi afectați de către problemele de la Brașov, deja bine cunoscute, ce provin de la groapa de gunoi care miroase îngrozitor. În afară de acestea, mai sunt și alte probleme legate, să zicem așa, sau poate specific legate de secere, prin faptul că marea majoritate a locuințelor individuale sunt încălzite cu ajutorul lemnelor de foc, iar în unele cazuri chiar se folosește și cărbune, ceea ce generează o poluare destul de importantă. Pe de altă parte, mai există și o poluare sezonieră, cea a arderii resturilor vegetale în localitatea noastră. De obicei se întâmplă primăvara și toamna, dar care creează probleme de poluare, creează un nor de fum. Chiar zilele trecute am observat de la parcările, așa zisul loc de vedere, din șoseaua de Poiană, cum plutea atât deasupra Brașovului un nor care era mai galben, iar deasupra Secerului un nor gri. Erau culori diferite, chiar se putea. De aici ne putem da seama că sursele de poluare sunt diferite. Ceea ce ne dorim noi este să monitorizăm aceste surse de poluare la nivelul localității noastre și după aceea să facem propuneri concrete Consiliului Local pentru a aloca fondurile necesare. Chiar astăzi este ședința de Consiliu Local la Secele pentru discutarea bugetului și chiar dorim în acest sens să aducem niște modificări acelui buget local pentru a include și cheltuieli legate de ce înseamnă poluarea la Secele și anumite măsuri de combatere a poluării. Aș vrea să mai adaug un lucru, pentru că de foarte multe ori suntem întrebați care este valoarea acestor măsurători, valoarea legală. La nivel european există deja inițiative cetățenești, există rețele care măsoară independent de măsurătorile oficiale. Pentru că măsurătorile oficiale merg pe niște sisteme mult mai complexe, pe niște stații mari care costă 10.000 de euro. Valoarea acestor măsurători este să avem un punct de dialog cu autoritatea de mediu. Pentru că în momentul în care vii cu o măsurătoare care este etalonată, și asta, de asta ne-am asigurat, autoritatea de mediu trebuie să vină cu răspunsuri. De ce am început acest demers acum? Pentru că până acum exista doar Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, punctele fixe pe care le știm și le vedem pe hartă. Însă, în urma unui demers pe care personal l-am avut, o inițiativă de a merge la Ministrul Mediului și a discuta inclusiv cu primul ministru, a existat prins în bugetul pentru anul acesta un buget pentru achiziționarea de stații mobile. Pentru toate cele trei orașe care sunt în infringement. Deci Brașov va avea o stație mobilă. Dacă avem acum măsurători la Zărnești, la Codlea, oriunde în județ, Agenția pentru Protecția Mediului are această stație mobilă, va avea acest laborator mobil cu care poate să confirme și să facă investigații suplimentare. Prin urmare, este important că extindem la nivelul județului, pe lângă senzorii fixi care vor fi disponibili și informațiile vor fi disponibile 24 de ore, 24 online pe hărțile celor două rețele, avem și trei senzori mobili la nivelul județului Brașov și putem să intervenim oriunde se semnalează probleme suplimentare. Dacă sunt întrebări. Cât costă un senzor și unde vor fi amplasat acest senzor? La sediile USR sau în centrul orașului? Sau? Da. Aici aveți senzorul Smoky, produs de cea mai multe de tehnicul. Senzorul Smoky, pe care îl achiziționăm în toate localitățile deja menționate și Cristian, colegiul de Cristian, atunci astăzi, care se întâlni la o dezbatere viitoare, are în jur de o valoare de jur de 500 și ceva de lei. Deci un senzor accesibil, un senzor accesibil care măsoară trei tipuri de PM, PM1, PM2, PM10, presiune, umiditate, temperatură, tot ceea ce ar fi necesar, un set minim de plani, de indicatori. Folosim și senzor din rețeaua Pulse.eco. Senzorii Pulse.eco sunt de alte dimensiune, o să vă prezentăm data viitoare, asta la Cornea, special, acolo am început, practic, cu ambele și vreau să vă confirm faptul că prin măsurătorii integrate pe area metropolitană vor începe ori la finalul acestei luni, ori la începutul lui martie. Atunci, pe
și noi în paralel. La nivel de Brașov, de municipiul Brașov, avem senzorul aici în centru, deci lângă Teatru Dramatic. Avem un senzor în zona străzii Carierei, pentru că acolo avem poluare industrială și se plâng foarte mulți cetățeni, fac sesizări pe mirosuri care se simt cu precădere seara. Iar aceste lucruri sunt confirmate de măsurătorile disponibile online. Avem un senzor în zona asta, un senzor în zona Tractorul. Vom instala un senzor în zona Răcădău și avem un plan de a extinde această rețea. Mă bucur foarte mult că am găsit, inclusiv în zona civică, interes și demersuri similare și sper să avem în curând o rețea coerentă de mai mult de 10 puncte la nivelul municipiului, astfel încât putem vorbi de o analiză mai în detaliu a surselor de poluare. La Condal vom avea 8, ca să închei și eu răspunsul. Motorizăm atât zona de trafic intens auto, deci DN-uri și centrul orașului foarte aglomerat. Vrem să facem comparații cu zona urbană dinspre pădure, cu zona în care se află astăzi o pitoria de aluminiu silent metal casting, un lucru care este o mare problemă și o mare dezbatere în acest moment, adică local avem o petiție pentru a reduce gradul de poluare acolo și pentru a cere măsurarea la coș a indicatorilor de poluare. Mai sunt și astăzi la poluator, sunt arde necontrolate, fel ca la Săcele. Deci noi putem, avem flexibilitatea de a monta senzorii aceștia cu ajutorul cetățenilor în diverse locuri în oraș. Colegii din celelalte localități fie cumva mai mici, la fel și le pot apăsa în diverse locuri. Nu este un fix și rămâne acolo. Putem să ne spun. Vom împrumuta senzorii și către alte filiale USR, de exemplu, filiale USR Dumbrăvița a solicitat același lucru, așa lucru. Investiția pe care o facem acum este practic pentru întreg județ. Nu vom rămâne compusate doar pe mine. Practic. Facem o treabă din opoziție, facem o treabă pe care trebuie să o facă pe de o parte autoritatea de mediu și pe de altă parte autoritățile locale. Pentru că în legea 104 există obligativitatea aceasta pentru autoritatea locală să monitorizeze și să informeze cetățenii. Noi până acum n-am văzut o informare corectă de la nivelul autorităților locale. Încercăm să o compensăm în acest fel. În celelalte localități, în afară de Codga și Brașov, câți senzori? La Harmony, pentru început, vom achiziționa 2 senzori. Va fi amplasat în cartierul Liziera Brașovului și în zona industrială. Și dacă vom avea posibilitatea să mai achiziționăm 2 senzori, îi vom amplasa în zona parcurilor și în zona spre Sâmpetru, unde e depozitată cenușa reziduală de la CES. La Victoria și Făgăraș începem cu câte unul, dar de la Făgăraș avem în vedere o rețea precursă cu o rețea întreagă, dar vom face niște teste inițiale și vedem exact unde are rost să le amplasăm. Și vă rog, am discutat și o să le avem, vrem să avem amplasate câte un senzor în fiecare zonă, câte un cartier. Au fost mai multe localități care din care s-au format Zămești. Un an vechi, un an nou, Zămești centru, cartierul de blocuri, deci să fim fie acoperite toate zonele, pentru că avem în Zămești o parte specifică, avem un curent permanent dinspre Piatra Creierului, dinspre Brașov, care ar putea să, într-o zonă, să fie curată, dar în partea cealaltă să nu avem aceleași valori. Ok, dar când sunteți bucurați de vremea aceasta? La Secelea, deja avem un senzor și urmează să mai achiziționăm încă unul. Dar asta înseamnă că vom putea să măsurăm calitatea aerului în diferite puncte, pentru că sunt relativ mobile, probabil că vom amplasa, știu eu, pe durata 10 zile într-un loc, după care ne vom muta în alte locuri. La cum dar nu o vorbă, bucurați-vă de vremea urâtă de afară, pentru că circul aerul și de toate, din păcate.